La jumătatea lunii martie, Parlamentul a votat ca OINA să devină în mod oficial sportul național al României, iar ziua de 9 mai a devenit ziua națională a OINEI. Între timp a apărut și programul național Redescoperă OINA, iar Agenția Națională pentru Sport a demarat proiectul Hercules, care oferă copiilor cu vârste între 6 și 15 ani cursuri gratuite de inițiere în diferite discipline sportive, inclusiv OINA, în acest an. Iar două dintre persoanele responsabile în acest an sunt alături de noi în această dimineață, sunt Victor Popa și Oliver Ionință. Bună dimineața și vă mulțumesc Bună dimineața subieți. și noi vă mulțumim pentru primirea așa de rapidă. <laughs> Bun, haideți să le spunem oamenilor, pentru că toată lumea când se gândește la sportul nostru național, se gândește la jikahagi și se gândește la fotbal. Ei bine, oina este totuși sportul național al României. De ce? Și spuneți-mi foarte pe scurt ce presupune acest sport. Eu o să fac o completare înainte de a-i da cuvântul colegului Oliver. În programul Național de Utilitate Publică Redescoperă Oina este adoptat mult mai devreme, nu doar de anul acesta, e, dacă nu greșesc, din 2014, numai că eforturile noastre se pare că trebuie susținute mult mai mult și pentru asta poate că s-a aflat că acum este programul național în practică. De altfel, este un pilot al Agenției Naționale pentru Sport, proiectul Hercules, este la ediția a patra, și noi, pentru prima oară, suntem integrați în cursurile gratuite oferite de inițiere în oina. Oliver? Bun. Hai să le explicăm oamenilor ce presupune oina. Ca să își facă oamenii o idee, cu ce seamănă? Uh, putem spune că oina seamănă cu baseballul, ul ținând cont de faptul că se folosește o minge mică și, cu, și un baston. Dar uh, și le vedem de joc... și aici lângă noi. Da. Dar uh, regulile de joc sunt total diferite. Sunt... Uh, alte roluri ale jucătorilor în teren și alte dimensiuni ale terenului. Este un sport care se poate practica, nu știu, și în alte locuri care nu sunt un teren foarte special amenajat? Așa cum, nu știu, de exemplu, fotbalul. Ai o minge, faci două porți și ai rezolvat problema. Da, jocul de oină clasic, jocul în 11, se desfășoară pe un teren de preferat acoperit cu iarbă, dar se poate practica și în sală, este o variantă de oină în șase, pe un teren de, o, de dimensiuni egale cu cele ale terenului de handbal. și de asemenea se poate practica și pe plaje. Este o variantă de oină în opt, care se poate juca și pe plajă și sunt campionate naționale organizate de Federația Română de Oină. Domnule Victor, spuneți-mi, vă rog, de ce uh, ar merge copiii, de ce și-ar duce părinții copiii să învețe oină? Ce avantaje ar avea, ce ar putea învăța, ce. Ce are eu special oină? Eu cred că folos, mă voi folosi de un cuvânt modern, se numește cool. Cred că este cool. Uh, am văzut că este o provocare să țintești mingea, lovind-o cu bastonul. Este o provocare să țintești adversarul și să-l și lovești cu mingea de oină. Și având în vedere că se desfășoară în ale liber, cred că copilor sunt... Uh, le este foarte ușor să participe. În afară de țintire, de pasare, de alergare, unde iarăși putem spune că este o activitate fizică, motrică preferată de către copii, se joacă în echipă. Și lor, copiilor, cred că le place acest lucru. Um, Spuneți-mi. Cum funcționează momentan această, această inițiativă? Vin copii? Aveți copii interesați? Sunt grupe? Că bănuiesc că se, se organizează pe grupe. Inițiativa a fost demarată în luna iulie. Așa cum am spus, este a patra ediție. Există o platformă, un proiect. un site, mai bine zis, proiectul Hercules unde uh, doritorii se pot înscrie, dar sunt convins sunt că la cele 15 discipline pe care le-a oferit Bucureștiu, OINA nu a fost atractivă pur și simplu uh, datorită faptului că nu este cunoscută. Într-adevăr, noi am încercat să oferim două posibilități părinților, o posibilitate în sectorul 1 și o posibilitate în sectorul 2. Și urmează, chiar și în această săptămână, ne, ne, plimbăm prin locurile de joacă din cartier, cel puțin la baza sportivă de la Aspol, încercând să atragem pe copii la teren. Necunoașterea oinei, bănuiesc eu că aduce și la un astfel de rezultat de participare, adică un rezultat mai slăbuț. Am încercat și cu școle din zonă, din zona bazei sportive Aspol și uh, această săptămână eu cred că am dedicat-o popularizării și pe rețele de social media, cum este Facebook-ul și prin intermediul, să zicem, așa zis și lor bunici care și aduc aminte despre Jocul de Oină și noi încercăm ca cele patru săptămâni care urmează să fie uh, cu echipe. Spuneți dumneavoastră de bunicii care își aduc aminte de Jocul de Oină să spunem, Oliver, că Federația de Oină a împlinit în acest an 90 de ani. Tradiția există acolo și are și acea relație cât se poate de specială cu Casa Regală a României. Da, ca să fiu mai exact, anul trecut Federația a împlinit 90 de ani de la înființare și, da, sub patronajul Casei Regale se organizează în fiecare an Cupa Regelui și Cupa Reginei la Oină, unde se întrec cele mai bune echipe de Oină din țară. Faptul că OINA este recunoscută ca valoare de patrimoniu cultural, ce înseamnă asta pentru acest sport, pentru această disciplină? Aceasta ar fi o posibilitate de a se afirma și de a se dezvolta, primind, bineînțeles, mai multă finanțare și mai multă atenție din partea instituțiilor publice, și ar fi o recunoaștere bine meritată, ținând cont de istoricul acestui joc, care a fost atestat încă din secolul al XIV-lea și care este menționată în multe izvoare istorice. În momentul în care documentam acest subiect că, cu ajutorul colegului meu, Edi Popescu, citisem că Oina ar fi fost chiar sportul favorit al unor mari scritori, cum au fost Ion Creangă sau Petre Ispirescu. E adevărat? Se practica în acea perioadă? Se era chiar atât de cunoscut? și. Oliver știe foarte multe povești, <laughs> fiind, destul, fiind, un tânăr foarte pasionat, așa că o să las pe el. Da, oina apare în multe din lucrările acestor mari personalități. Dacă aș putea să menționez în cartea Bucuria tinereții, scrisă de Demostene Botez, este descrisă copilăria unui, unui tânăr care practică jocul de oină. De asemenea, este menționată și de către Petre Ispirescu și de către Ion Creangă. Chiar Mihail Sadoveanu spunea că nu este un om vrednic, om, om vrednic, acela care nu știa juca jocul de oină. Bun, asta ar trebui să știm acum în 2023. Dar spuneți-mi totuși de ce a luat cumva această pauză de la expunerea în, în public cumva, pentru că ani de zile nu s-a discutat nimic despre oină, nu s-a practicat sau oricum nu s-a discutat foarte mult despre cei care practică oina. Eu cred că de discutat s-a mai discutat în mediul uh, stream media. De altfel, președintele Federației Române de Oină face eforturi considerabile pentru promovarea uh, oinei uh, din două puncte de vedere, pe de o parte ca sport și pe de altă parte ca patrimoniu cultural imaterial. Poate în București despre oină nu s-a mai auzit de foarte mult timp. Dar eu cred că la nivel școlar se aude sau s-a auzit. Avem niște profesori care continuă să coordoneze echipele școlare la nivel de gimnaziu din București și cred că cel puțin la acest nivel, pe fiecare sector, ne putem lăuda că există o echipă care vorbește despre oină. Și dumneavoastră ați putea, ați putea face mult mai mult la nivel de București să aducem cam peste tot cuvântul sport național, oină și patrimoniu cultural. Există și competiții de oină în, da. la nivel național? Cum se desfășoară ele? O există. Uh, Federația Română de Oină are anual un calendar competițional pentru diferite categorii, atât la feminin cât și la masculin, și de asemenea și pentru juniori. Acestea fiind distribuite de-a lungul anului. Și cum, câți, cam câți sportivi sunt legitimați? Nu pot să vă spun un număr exact de sportivi. Așa, legitimați. aproximativ, măcar. Cred că sunt în jur de 1000 de sportivi legitimați. Din păcate, nu pot să participe toți la toate competițiile, ținând cont de faptul că finanțarea nu este așa de semnificativă și este greu să ajungă în diferite zone ale țării la competiții. La nivel individual să zicem, dacă eu aș decide astăzi să încep să, joc, să, să încep să joc, e costisitor echipamentul de exemplu sau accesul la competiții sau la terenuri? Având în vedere că urmează să avem o campanie de promovare destul de puternică pot spune că nu este costisitor. De altfel, echipamentele pot fi chiar puse la dispoziție de către Federația Română de Oină. Pentru un anumit nivel, să zicem, dacă echipa este constituită, dorește să promoveze, să participe, cred că avem o susținere din partea Federației în acest sens. Având în vedere că nu ne trebuie decât un teren în aer liber, lumină s-ar putea să nu avem nevoie să plătim. Consisitor ar fi doar să facem o strategie, astfel încât să-i aducem pe copii acolo unde le este mai aproape. Cred că asta ar fi. O aș, pe care așa -ar costa. cum spuneați, e nevoie de un baston, de niște mingi. Și un teren de iarbă, ca să fie băut, da? confortabil și să, să plus fie sigur. Că, plus că, inițial, copiii pot fi angrenați în jocuri de mișcare, folosind aceste materiale didactice, să le spunem, printre care mai putem să enumerăm și cercurile. Mai mult, jocul de mână poate fi foarte ușor pus în practică chiar în curtea școlii. Știți foarte bine că și aici avem o lege care a intrat în vigoare tot anul acesta cu deschiderea curților școlilor. București ar putea să ofere o oportunitate din acest punct de vedere fantastică, cu observația că nu vom sparge cu mingea geamurile școlii. <laughs> deci, dacă nu e nevoie de infrastructură, măcar să nu stricăm pe cea, pe cea existentă. Să o protejăm, da. da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Eu aș mai adăuga ceva Daru. pe final. Oliver este de la Țițești și cred că energia de acolo ar putea să alimenteze să zicem așa, suflete copilor din București. Foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și cu siguranță așteptăm și mai multe informații de la dumneavoastră pe măsură ce copiii o să tot, tot vină să încerce oina. Sigur, nu uitați cele două terenuri, baza sportivă Aspol din șosea vergului 14K și terenul numărul 2 din complexul național sportiv Arcul de Triunf. De altfel, noi mulțumim pe această cale Agenției Naționale pentru Sport, Direcției pentru Sport a Municipiului București celor două cluburi partenere și nu în ultimul rând, Federație Române de Oină. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Vă mulțumim, mulțumim și pentru prezența.